România nu va avea în zilele următoare un nou guvern. Aceasta este părerea hunedoreanului Iuliu Winkler, europarlamentar PPE-UDMR. Într-un interviu exclusiv pentru 1TV-Deva, Iuliu Winkler a declarat că România are nevoie cât mai repede de un guvern, mai ales din rațiuni economice, subliniind și faptul că necesitatea unui nou executiv la București se vede și de la Bruxelles. Nu avem guvern și probabil că zilele următoare încă nu ne vor aduce o soluție la criza guvernamentală. Ne uităm și la Bruxelles și constatăm că, de fapt, devine urgentă soluționarea problemei guvernamentale și constituirea noului guvern, cel puțin din motive economice categoric, pentru că avem nevoie de o rectificare bugetară înainte de sfârșitul anului, avem nevoie în mod ideal încă în acest an și de o lege a bugetului de stat pentru 2022, avem nevoie de demararea PNRR, care a fost deja aprobat la Bruxelles, deci este o urgență, lucrurile ar trebui să ajungă în făgașul lor. Sigur că să formeze o coaliție mare este puțin mai complicat pentru că trebuie acomodate obiectivele partidelor. De asemenea, europarlamentarul PPE-UDMR Iuliu Winkler a mai afirmat că noul guvern mai are de rezolvat foarte repede două chestiuni extrem de stringente, respectiv criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus și problema legată de înghețarea prețurilor la energie și compensarea lor, întrucât nu sunt norme metodologice de aplicare ale acestor măsuri. Avem nevoie de două categorii de măsuri care trebuie consolidate. În primul rând, evident, vorbesc despre pandemie și de măsurile care trebuie luate în contextul pandemiei, dar și de problema prețurilor la energie și a faptului că cele două mari categorii de intervenții care au fost deja decise, și anume plafonarea, dar și compensarea factorilor la energie, mai au nevoie încă de niște documente sau lămuriri, să spunem, de genul normelor de aplicare și a metodologiei unitare, dar și de încrederea pe care să o aibă sau să o capete firmele, distribuitorii și toți cei care trebuie să pună în practică aceste decizii, că există un guvern care funcționează și există resurse bugetare care să asigure îndeplinirea prevederilor care până acum s-au luat în domeniul plafonării prețurilor, dar și a compensării valorii facturilor către consumatori, în special către consumatorii vulnerabili. În ceea ce privește negocierea privind armonizarea programelor partidelor din coaliție care dorește să formeze guvernarea, respectiv cu PNL și PSD, Iuliu Winkler, care este și președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR, a precizat că formațiunea din care face parte propune o strategie de susținere a familiilor și speră să fie adoptată și de partenerii de dialog. Din punct de vedere al UDMR, noi am venit cu un obiectiv nou despre care vorbim încă din luna septembrie de la Congresul UDMR și anume sprijinul familiilor ca soluție la problema demografică pe care o are România. Sigur că aici nu este vorba de un obiectiv pe termen scurt, nu este vorba de un obiectiv cu care vom câștiga alegerile în 2024, ci este vorba despre o politică de stat care trebuie să devină prioritară în anii care urmează și care să fie o politică consecventă pentru tot deceniul care ne stă în față, pentru că o asemenea politică în domeniul demografiei, sprijinirea familiilor cu mulți copii, sprijinirea și a achiziției de locuințe și a cumpărării de autovehicule și a școlarizării copiilor și a copiilor provenind din familii cu mulți copii, toate acestea sunt obiective care probabil că în 10 ani, într-un deceniu, pot să vină cu roadele pe care le așteptăm. Despre această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla mai multe urmărind astăzi, după jurnalul de știri de la 1TV Deva, emisiunea La Subiect, în care este invitat europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler. Emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1TV Deva.